Extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău presupune o investiție cuprinsă între 110 și 150 de milioane de euro, în funcție de capacitatea de transport, potrivit estimărilor preliminare prezentate într-un document oficial, titrează presa de la București. Gazoductul Iași-Ungheni, cu o lungime de 43 de kilometri, a fost inaugurat în luna august anului trecut și a fost construit cu scopul reducerii dependenței Republicii Moldova de livrările de gaze rusești. Investiția în acest tronson de conduct a fost de 26 de milioane de euro, dintre care 7 milioane de euro au fost atrase din fonduri europene. Transgaz poate asigura un debit maxim de 60.000 de metri cub de gaz pe oră, însă condițiile tehnice și configurația Sistemului Național de Transport Gaze din Republica Moldova limitează livrările la cel mult 10.000 de metri cub pe oră. Uniunea Europeană a alocat anul trecut 10 milioane de euro pentru extinderea gazoductului până în Chișinău. Tronsonul până în capitala Republicii Moldova, cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri, ar urma să fie construit pe parcursul a 2-3 ani. Republica Moldova consumă aproximativ 1,2 miliarde de metri cub de gaze naturale pe an, pe care le importă din Federația Rusă. Regiunea Transnistreană consumă la rândul ei aproximativ 1 miliard de metri cub de gaze naturale pe an.